Bună dimineața și bine te-am găsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și te salut cu multă iubire alături de oameni extraordinari de la ziua 2 de curs de reprogramare mentală prin tehnici NLP, unde astăzi tema zilei așa de dimineață înainte de curs este cum să-ți setezi mintea ca să ai o zi super tare. Hai să vedem acum care sunt micile și marile secrete. Super! Cine vrea să înceapă, dragilor? Ai început ieri, nu? Ok. Justinia. Bineața. Eu am o vorbă și exact cu Carmen, care este aici cu noi, când am o treabă importantă și după aia m-am hotărât să fie în fiecare zi, nu numai când am o treabă importantă, îmi zic că o să se întâmple lucruri bune. Și se întâmplă lucruri extraordinare, pur și simplu de setare. Fac treaba asta și de fiecare dată am niște surprize super tari. Și noi avem o vorbă care e cioc-cioc, adică sărbătorim înainte să se întâmple. Așa că setarea mea, resetarea mea mentală este că am apuc de sărbătorit de acum. Cioc, cioc! Cioc, cioc! Ok, mulțumim! Două pahare de șampanie, cioc, felicitări! Cioc, de la tine încolo sau încolo? Încolo. Încolo, ok! Ok! Anabela? Din nou căieri așa foarte bine pregătite. Așa e și viața, nu? Dimineața, da, e ok, eu o iau așa cum vine. Mesajul meu pentru mine, în primul rând și pentru tine, cel care te uiți acum la acest video, este că orice problemă ai în viață, orice problemă ți-ar apărea, ia-o ca pe o binecuvântare deghizată și pentru că nimic nu este întâmplător, nimic nu vine la voia întâmplării și lasă-te văzut, nu te mai ascunde în interiorul tău și pentru că totul se așează așa cum trebuie să se așeze. Asta este mesajul meu pentru voi. Wow, felicitări, mulțumesc, Anabela, super! Mihaela! Bună dimineața! Nu vreau să fiu sumbră într-un asemenea mesaj, dar pe drumul dinspre Ploiești a fost un accident și după cum măsurau, cred că unul mai trist. Și nu zic că m-au pătruns gânduri triste, dar am realizat că fiecare trebuie să ne prețuim viața. Cred că este cel mai frumos dar pe care l-am putut primi. Și câteodată uităm că este cel mai frumos dar și nu zic că ne bate în joc de viață, dar nu trăim. Mesajul meu este să trăiești viața din plin. Asta nu înseamnă să uiți de anumite norme de etică, de comportament sau de alea, ci pur și simplu să simți că viața o trăiești, o prețuiești și fiind cel mai de preț dar, încearcă în fiecare zi, după cum vorbeam puțin mai devreme cu colegele mele, să fii mai bun decât ieri. Îmbunătățește tot ce poți la tine. Toate cursurile de dezvoltare și de asta au în spate atât autocunoașterea de sine, dar ideea este de a învăța, sunt scurtături a unor lecții pe care unii le învață în zeci de ani, tu ai posibilitatea să le înveți într-un timp foarte scurt, mai ales dacă ești înțelept și alegi cu cap, de exemplu, un curs Loredana Latiș, și nu spun aici NLP, că ce am spus un curs Loredana Latiș, pentru că este o scurtătură care te face să economisești mult timp din viață și să te bucuri de ea mai intens, să fii un om curat și luminos și să fii din zi în zi mai bun și să te apreciezi în primul rând și să te iubești mult mai mult pe tine însuți cu fiecare clipă care trece. Mulțumesc! Wow, felicitări! Mulțumesc, Carmen! Bună dimineața! Dimineața am răsfoit cursul, suportul de curs, care este într-adevăr o capodoperă. Ieri nici nu știam câte nu știu, deja știu câte nu știu și la sfârșitul zilei o să fac cu siguranță multe lucruri așa din cu mare ușurință, că de fapt asta înseamnă NLP, să faci schimbarea foarte repede, cu sigur condiții, dacă vrei. Și eu, noi care suntem aici, cu adevărat vreau. Wow, felicitări, așa este, dacă vrei, felicitări, super! Adriana? Bună dimineața! Cum mă setez eu să am o zi bună? În primul rând, de aseară am început să mă setez pentru azi. Mi-am făcut temele, mi-am spus că sigur o să am azi o zi bună și așa e. A început perfect. Wow! Felicitări! Așa este! Așa este! Wow! Super! Bună dimineața, dragilor! Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. O vorbă, nu știu dacă e a noastră sau... Eu cred că e de a noastră, că de pe vremea dacilor, așa. Și când te scoli dimineață, primul lucru, mulțumește lui Dumnezeu că ai ajuns până aici și după aceea
setează să ai o zi bună. Că restul, dacă vin și rele și din alea și din alea, dacă ți-ai setat pe ziua aia că ești bine, atunci cu bine va fi până la sfârșit. O zi minunată îți doresc și spor în toate! Wow, felicitări, felicitări! Bună dimineața din nou! Ceea ce a fost foarte tare ieri, că la prima zi de curs, eu mai aveam o convingere că, vezi, Doamne, eu nu pot să fac coaching. Și am stat și mă gândeam, zice, mama dracului, ai convingerea asta că nu este a mea. În primul rând, e important să vezi cu cine îți petreci timp liber. Ca să ai o zi bună, dacă stai lângă un om negativ în care să-ți spună, ești mic, ești prost, tu nu poți să faci nimic, nu e timpul, cu siguranță nu vei avea o zi bună. Așa că important e să vezi cu cine îți petrești timpul liber și pe cine ții alături. Pentru că cei din jurul tău te vor influența și îți vor influența toate convingerile că tu nu poți. Dar tu ai toate raportători, așa că e important să dai drumul la treabă. Și ca să ai o zi bună, acționează! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Bună dimineața! Ca să ai o zi bună, o viață mai frumoasă, nu aștepta ca alții să ți-o facă. Începe tu prin lucruri mici, prin a schimba convingerile. Nu mai spune nu pot, spune pot orice pentru a fi bine, pentru a fi fericit. Mulțumesc! Wow, felicitări, felicitări! Cornelia! Bună dimineața! Cum să ai o zi bună? Păi, în primul rând, cred că când te trezești, să te privești în oglindă, să te accepti, să-ți vorbești frumos, cu cuvinte frumoase de iubire, să-ți vezi frumusețea din interior, să fii recunoscător că trăiești, că respiri, că ești în viață, că ești sănătos și să te bucuri de tot ce te înconjoară, eliminând toate gândurile negative, tot ce e negativ și toxic în jurul tău, curățenie și cu o gândire pozitivă și cu emoții pozitive o să ai o zi extraordinară. Te iubesc! Wow! Felicitări! Felicitări!